Tot în picioare, doamne. Așa, zic să nu am rețineri. Are bilete la LASA în seara asta și da? Se duce la... Domnule Pitiș, dumneavoastră ați format generații întregi cu spectacolele acelea de muzică pe care le-ați avut aici. Nu, le-am oferit o șansă, nu știu dacă le-am... Păi format. Asta vă întreb. S-au format singuri. În timp au venit la dumneavoastră tineri maturi deja care să vă spună vă mulțumesc că ați apărut atunci când trebuia? Nu-mi place să vorbesc despre... Dar de ce? Eu stăteam pe acolo, părerea, pe undeva, după aia pe acolo. Altora despre mine. Te-am cur de scrisori și încă mulțumesc și acum. Îmi mulțumeau chiar de atunci, din timpul lui Ceaușescu, plecând. Mi-au spus să-ți mulțumesc că mi-ai deschis ochii asupra Occidentului și înțeleg bine ce e acolo. Adică n-au plecat pe închipuiri dincolo. Îți mulțumesc că, iată, sunt aici în America și știu mai multe despre America decât ar trebui să știe ei. Și altele și altele. Încă se mai vorbește de acea generație de pemetiști, cum se spunea. Nu uit ce se întâmpla, că ai doar aici, în sala asta, de sâmbătă de la ora 3 până duminică la ora 11 noapte, am avut 5 spectacole la rând, unul după altul. Cu poezia, muzici, tinere. Și știi bine cum era, în sala asta erau 400 de locuri atunci, intrau 1000 și ieșeau și intra altă 1000. Închideau ochii și cei de la pompieri și cei de la noi de la teatru, pentru că își făceau planul cu asta. Dar, la fel ca și acum cu noua idee de la radio, există o mulțime de oameni și de păreri care au socotit că un astfel de spectacol nu înseamnă teatru și atunci... Ei, acum, pentru că dumneavoastră sunteți sincer cu mine și eu vă datorez... Încercați, am nu sesizat. Nu conta pe sinceritatea. Am sesizat. S-ar putea să fie jucat. Eu însă... Cu toate astea vă mulțumesc. Eu însă vă datorez sinceritate și atunci am să vă spun, eu am venit de câteva ori la spectacol. Pentru eu Iureș. Nu am înțeles. Greșit. Am venit de câteva ori la spectacol, eu nu am înțeles. Deci în mine nu au reverberat sensurile pe care dumneavoastră le dădeați sau pe care versurile le dădeau. Eu eram fascinată de ce vedeam. În mine... Nu au avut loc modificări la nivelul acela, ci aici. Oare de ce eu am receptat în așa, în felul în care am receptat eu pe PMT-ul da? Și alții au receptat altfel? Și a doua oară când l-ai văzut nu l-ai receptat altfel? N-ai nu, descoperit pentru că am venit deja cu partipriuri. Păi, da, da, da. Și eram deja... n-ai mai descoperit nu, nimic? Eu am descoperit, am aprofundat ce-mi plăcuse. De exemplu? Am aprofundat. Și arăta la fel, adică era o reproducere retrasă la Xerox? Nu, spectac, nu, păi nu, vezi, nu. Păi cred că de asta am și văzut de vreo 3 ori, pentru că de asta fiecare, fiecare spectacol înseamnă o premieră. Și Dumnezei, creatori, suntem noi, nu suntem interpreți, actorii. Actorul stabilește puntea asta de legătură în seara asta cu publicul ăsta și nu cu un public ideal. Când se face momentul ăla de liniște și publicul respiră pentru că îi dau eu voie. Când îl atingi pe Dumnezeu, pur și simplu. Da, și deci, se nasc momente comune. Da, este arta spectacolului. În acest moment, un concert al unei formații, chiar filarmonică, ține tot de arta spectacolului. Cu un alt limbaj, nu cu cuvânt, ci cu sunete. Se întâmplă același lucru. Ei cu ei. Cu cei care au venit în seara aia. Trebuie să stabilească punta de comunicare. Nu pot discuta cu un public ideal. Atunci, ori asta nu se poate reproduce. Captată pe film, pe televiziune, este altceva, nu e momentul ăla, nu e teatru. De asta se spune greșit arta teatrului, trebuie să fie arta spectacolului, unde noi suntem creatorii. Ori dacă noi suntem creatori într-un domeniu artistic, noi suntem la urmă pe picior de egalitate cu Beethoven, cu Shakespeare, cu Michelangelo. Ori ne tratăm așa, ori dacă nu, suntem, iartă-mă, vacanța mare. Dacă erați pe firma dumneavoastră acum cu un așa un spectacol... Nu mă interesează. Chiar nu vă interesează? Nu. Nu, spuneam ia oară, de ce? Să ce fac pe lucrul ăsta pe firma mea și câștig bani? Ca să ce? Eu stau în centru, n-am nevoie de mașină. Nu vă ne liniștește viitorul? Dacă aș avea... Ce ai vorba lui Dylan, nu știu cum se face că în fiecare zi mă scol tot astăzi. Ce ai viitor? N-aveți cusur. Da. Și stau în centru, cum spuneam, mai grav ar fi, mă uit la prietenul meu, Ducu Darie, cât durează până când își parchează mașina acolo. Deci n-am nevoie.
Eu nu fumez altceva, eu fumez țigări Carpați de Sfântul Gheorghe de plăcere. Nu că n-am bani să-mi cumpăr altele. Eu umblu așa, de cum plăcere. Cum umblați? Că doar nu curg zdrențele pe dumneavoastră. Nu, dar cum să spun, o pereche de blugi, un pulover și nu neapărat pulover de nu știu ce casă de... Pentru că nu doresc să fac o impresie bună din cauza asta, din motivul ăsta. Pentru că dacă i-aș impresiona așa, oamenii n-ar avea niciun fel de valoare în fața mea. Pentru că sunt atenți la alte valori decât cele din cercul meu. Și eu încerc să-mi apăr și eu cercul meu de prieteni și de gânduri. Aveți ceva să vă reproșați? Da. Că nu m-am trezit mai devreme de momentul Woodstock. Că până atunci am dormit. Și câți ani ați Alții dormit? Au fost mai deștepți decât mine. Alții s-au îndrăgostit de muzica rock și erau hippie înaintea mea. Ei se adunau pe insulă în Herăstrău, eu habar n-avem. Dar ce v-a oferit hippie? Mai mult decât alte lucruri? O cultură alternativă. Credeți că dacă ar fi venit acum, ar mai fi avut același impact asupra noastră? Nu, e vorba de... S-ar fi spus altfel, mișcării, dar ideile ar fi fost aceleași. Pentru că ideea cea mare este transformarea noțiunii de muncă în noțiune de joc. E teoria jocului în filozofie, combătută de marxiști. Dar în momentul ăsta, tratez munca așa cum tratez un joc. Și jocul înseamnă distracție. Plăcere. Da. Dacă nu e plăcere, nu e joc. Dacă... Nu e joc, degeaba e muncă. E chin. Nu trebuie să te chini. Nu trebuie să te chinui, trebuie să faci ce ți-e la îndemână și ce îți face plăcere. Domnule Pitiș, vi s-a întâmplat vreodată să judecați greșit pe cineva, să vă dați seama și să... Da. Aveți remușcări? Da. Colegi? Da. Da. Dintr-un anumit motiv, n-are niciun fel de importanță cine avea dreptate, cine n-avea. Am fost certat, dar rău de tot, la cuțite, nici ne vorbeam, nici nu salutam, cu Ion Caramitru, cu Pino Caramitru. Și când au fost înmormântați Toma Caragiu și Bocăneț, acolo la cimitir, la Belu, m-am dat seama de cât de ridicole sunt astfel de lucruri pentru noi în fața unei astfel de grozevii. Și m-am dus cu mâna întinsă, i-am spus, Pino, te rog frumos, iartă-mă. I-au dat și lui lacrimile, nu uit câte zile avea și am acasă. A scos țigara de foi cu care l-aștepta pe Toma Caragiu să-i o dea dacă îl găsește în viață și mi-a dat-o mie. Un biet corb cu negre pene, un biet corb cu negre pene ce-și ducea viața din greu, într-o zi, trecând alene peste vârful Penteleu, care avea în lumea mare un renume colosal, a furat un sfert de roată dintr-un falnic cașcaval. Și cu el în cioc, de grabă în pădure a fugit, ca să poată burta-i slabă să-și o umple liniștit. Ce puteți să-mi spuneți despre partenerii dumneavoastră din Bulandra? Că nu știu pe care să-l spun întâi cu cine ați jucat. Să le dea Dumnezeu viață lungă unora și Dumnezeu sigur îi iubește pe cei plecați acolo, așa cum i-am iubit și noi. E cutremurător să vorbești despre partenerii tăi și să știi că partenerii ăștia au fost Ștefan Ciubotărașu, Jul Cazaban, George Măruță. Cu doamna Bulandra n-am jucat, dar am mai prins-o totuși în teatru. Gina Patrichi, Octavian Cotescu, Toma Caragiu, Cornel Coman, vorbesc dintre Ileana Predescu. Vorbesc dintre cei dispăruți, iertare dacă am sărit pe cineva. Și în același timp, acești oameni, Victorie Benciuc, sau acea actriță senzațională, am spus încă din 1970, care ar fi partenera ideală pentru tine, Mariana Mihuț. O cunoscusem la Joia Tineretului, la televiziune și eram fascinat de ce se întâmplă,
Fenomen, fenomen, pur și simplu. Nu, nu uit când am venit la vizionare la Pescărușul, aici în sală, avea o rochie neagră cu un decolteu și se emoționa, nu avea mult text de spus, dar la un moment dat se emoționa și am căscat, uite, nu mi-a venit să cred. Se înroșise pielea aici. Adică până acolo e, are capacitatea asta de la Dumnezeu, de asta spun, adică e uluitor, uluitor. Asta așa, amănunte. Da. Eu nu sunt în stare să fac, adică să trec prin așa ceva, nu. Fiecare... Bine, nici n-am jucat cu decolteu, e adevărat. Da, e, vedeți? Vi s-a întâmplat să aveți un rol... De mașinist? Cu asta am început. Nu, asta. Nu, să aveți un rol pe care să nu-l placeți. Da. Să considerați că nu l-ați făcut bine, nu vă placă din start. Și... Da, nu, sunt unul nu mi-a plăcut... Nu ăla cu mașinistul, nu? Nu, ăla mi-a plăcut. Nu, întâi am fost electrician voluntar înainte, când am căzut la teatru, că aveam defectul de dicție. Dar să nu vorbim de asta, e un rol care nu mi-a ieșit absolut deloc, dar absolut deloc, la Ertes din Hamlet. Absolut deloc. Ideea mea, ce caut eu aici, pentru că a fost o contradicție totală între cum vedeam eu rolul și distribuirea mea aici. Tot ca mi-a spus, așa cum se scuză de obicei mai toți regizorii, te-am pus pe tine că n-am altul. Salvează-mă. Păi nu, se spune de obicei, am nevoie de tine. Da, spun în astfel de situații. Ăsta era ministrul apărării. Ăsta era individul singurul care în perioada aia era un luptător atât de bun la Ertes, încât era singurul care putea umbla noaptea prin oraș fără grijă, fără teamă. Adică Bruce Lee, Steven Seagal. Cam așa ceva. Urâte exemple ați dat. Nu, dar îți spun de îndemânare de... Ăsta trebuia să fie. Ori ăsta, un luptător, una este unul ca mine să-l apuce plânsul, să devină un râu de lacrimi, un munte de om, să devină un râu de lacrimi, și alta este, într-adevăr, un munte de om, unul solid de tot, să nu mai poate exista din cauza lacrimilor, că Polonius, Ofelia și așa mai departe. Să fie distrus pur și simplu. Înțeles? Eu eram într-un fel motanul încălțat acolo. Mă rățuiam și eu. Asta spun așa, ca privire... Da, vedeți că dumneavoastră... Nu mi-a ieșit, în ciuda tuturor eforturilor. Păi asta sunt că dumneavoastră știați și v-ați lăsat... Da, dar am avut o imagine. În loc să descoper rolul, greșeala a fost că de data asta am avut o imagine înainte să încep să lucrez. Da. Vreau să vă întreb și nu mi-aș fi permis să vă întreb dacă nu a devenit oarecum publică această problemă, în sensul că se discută lejer, nu mai este un lucru ținut în secret și... În special că dumneavoastră sunteți purtător de cuvânt. Ce v-a atras spre masonerie? Iar e greu de explicat. Acolo scrie cât se poate declara într-un cabinet de reflecție înainte să fii primit. Dacă ai venit aici din curiozitate, mai bine pleacă. E bine să te informezi înainte să te duci acolo. Să nu ai informații false, informații proaste. În același timp îți trebuie și ție o grijă să intri într-o organizație, într-o mare lojă regulară, pentru că sunt atâtea alte organizații care își spun masonice, dar nu sunt recunoscute în acest lanț mondial. Și să știi bine că